Doamnelor și domnilor, bună ziua! Astăzi am venit, vreau să vă aduc la cunoștință două noutăți. Una e mai veche, alta e foarte nouă, e practic acum a apărut în rețelele de socializare și chiar a fost publicată și în ziare. Una cea veche e că Ala Dolințe, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Socialiștilor, a părăsit Partidul Socialiștilor. Ea a spus că în cererea pe care a depus-o, a scris că într-un stat vecin, cum e Ucraina, care este în esență casa mea, așa scrie Dolințe, Ala Dolințe, deoarece părinții mei s-au născut acolo, este război. Ea a spus pe șleau că este război și nu vrea să dea înapoi. Și îmi este foarte greu să văd durerea, lacrimile, necazurile și care se petrec în Ucraina. Și iată că din această cauză, Ala Dolințe părăsește fotoliul de deputat, ba chiar și Partidul Socialiștilor. Batrâncea, el nu a așteptat foarte mult și a venit cu o replică, o declarație și a spus că noi regretăm faptul că asupra colegii noastre au fost făcute presiuni. Fiți atenți, au fost făcute presiuni. Și iată aici, eu vreau să-mi pun întrebarea. Interesant, Bătrâncea, de care presiuni s-au făcut? De cele care voi le-ați făcut asupra deputatului, tot al vostru, tot al socialiștilor, al lui Gațcan? Și iată, mai departe, Bătrâncea spune niște cuvinte foarte bune, foarte ideale. După părerea mea, eu aș spune că sunt niște vorbe, niște cuvinte de aur. Cum de altfel presiunile au loc în raport cu majoritatea? A, da, Bătrâncea, presiunile le-ați făcut voi. Poate că presiunile le-au făcut cei din Partidul Democraților care au cumpărat deputații cu sacul, sau poate presiuni s-au făcut din altă parte, de la Cando, care tot a cumpărat deputați, dar numai nu din altă parte. Aceasta este părerea mea, eu nu știu, dumneavoastră să scriți în comentarii. Așa că, Bătrâncea, presiunile au fost făcute anume de voi, de socialiști. Voi aveți o metodă foarte bună care ați implementat-o în practic cu Gațcan. Și eu cred că după Ala Dolințe vor mai pleca și alții, fiindcă ei deja își dau destul de bine seama că ei și-au știut că socialiștii sunt aliniați Rusiei, țin hățurile Rusiei, numai că nu fiecare are acel curaj pentru a-și da demisia din acest partid. O altă informație pe care
cred că nu ați știut-o. E cu regiunea autonomă, e legată de regiunea autonomă Găgăuzia. Așadar, regiunea autonomă Găgăuzia, reprezentantul politic în vrea, regiunea autonomă Găgăuzia vrea reprezentative în partid, în Parlamentul Republicii Moldova. Ce înseamnă reprezentative? Adică vrea ca să aibă reprezentanți în Parlamentul Republicii Moldova. Și cel care face această declarație nu e altcineva decât Gheorghe Leiciu. El spune așa: dacă autoritățile de la Chișinău nu vor găsi o soluție în acest sens, adică în ce sens? În reprezentarea, adică ca în Parlamentul Republicii Moldova să fie reprezentanți a autorității găgăuzii, autonomia, adică Găgăuzia, își rezervă dreptul de a nu participa la alegerile prezidențiale și parlamentare ale Republicii Moldova. Tragedie mare o să facă dacă Găgăuzii nu o să participe la alegeri prezidențiale și parlamentare ale Republicii Moldova. Iată așa, iată aceasta a luat și a declarat vicepreședintele Adunării Naționale Găgăuzei. Ba chiar mai mult, el vrea mai mult, reprezentantul Comratului propune ca 96 de deputați să fie aleși în circumstanțele naționale. 96, nu mai puțin. 96 noi vrem. Dar interesant, poporul îi va alege sau nu? Nu că el vrea ca să fie aleși. Tu multe vrei, Leica sau Leiciu, tu multe vrei. Și eu multe vreau. Și poporul multe vrea. Dar pot să formulez altfel, dar nu că tu vrei, fiindcă tu dacă vrei, asta nu înseamnă că poporul îți va alege acei deputați pe care voi îți vei înainta. Veți înainta. Așa că el mai cere ca pe lângă cei 96 de deputați, să mai fie aleși încă 5 în circumscripția Găgăuziei. Ei, cei 5, poate că Găgăuzia îi va alege, dar iarăși, nu trebuie să uitați, domnule Leiciu, Gheorghe Leiciu, că voi depindeți de socialiști, voi depindeți de Dodon. Așa că cum va dicta Dodon, așa veți face voi. Și încă un lucru. Cei care o să ascultați această informație, eu cred că voi știți destul de bine că găgăuzii sunt foarte apropiați de linia Moscovei, exact cum și Partidul Socialiștilor. Așa că Gheorghe Leiciu, el vine cu o propunere, dar îmi fac impresia că el singur nu-și dă seama de ceea ce el vrea să propună și vrea ca să se alipească
și el în Parlament de către, să fie mai aproape de către socialiști, de către comuniști, pentru a dicta legile unui popor. Adică o mână de oameni vrea să rezolve problema unui popor. Gheorghe Leiciu, vrabia mălai visează. Atât am vrut să vă spun, doamnelor și domnilor, o zi bună să aveți!